La 123 de ani de când a fost ridicată gara din Alexandria, e aproape neschimbată. Doar câteva straturi de vopsea aruncate pe aici, pe acolo, amintesc călătorilor că nu se mai află în 1895. Acum câțiva ani, gara a fost inclusă într-un program de reabilitare cu fonduri europene, pe hârtie, pentru că practic nu s-a modificat nimic. Gara din Alexandria, inaugurată cu fasta acum mai bine de un veac și inclusă între timp pe lista monumentelor istorice, a fost pur și simplu dată uitării. Se degradează pe zi ce trece, fără ca nimeni să ia vreo măsură. De exemplu, la această ușă, geamul lipsește, orice călător poate să se uite, să vadă ce a fost înainte aici. Geamuri lipsă sunt și la ferestrele de la etajul superior. Acolo unde geamurile mai rezistă încă, vopseaua stă să le părăsească. Atât exteriorul cât și interiorul clădirii păstrează aceleași caracteristici ca acum 123 de ani, de la forma ferestrelor și până la coșurile de aerisire. În 2011, gara din Alexandria, împreună cu alte câteva stații CFR din țară, a fost inclusă într-un program de reabilitare cu fonduri europene. Lucrările ar fi trebuit să înceapă în același an și să se încheie în 2013. Totul a rămas la stadiul de proiect. Dacă veneați acum două luni, era altfel. Da, au început să i-a dat fațada aia. Aici vedeți că nu e vopsită. Prin gara uitată de autorități, nici măcar trenurile nu mai circulă atât de des. Era 7 vagoane, nu? Pline. Și acum e unul. Clădirea în care funcționează gara din Alexandria a trecut prin două războaie mondiale, fără să fie pusă la pământ. Nici cu tremurul din 1977 nu a reușit să o clintească. E pe cale însă să fie distrusă de nepăsare.